Dacă tot s-a întâmplat episodul ăsta, am fost foarte curios să văd ce se întâmplă pe aeroporturile Patriei. Și de pildă am constatat la Târgu Mureș, și o să vedeți captura, aeroportul Transilvania, Târgu Mureș, că există indicii temeinice, că există curse regulate, Wizz Air, Târgu Mureș, Budapesta și retur. Aici ați veți, sigur, doar planșa de la, în momentul de față, sosiri. Dar o să vedem și planșa de la plecări, ca să constatați că sunt curse dus-întors, Târgu Mureș-Budapesta. Iată și planșa sosiri, ca să fie clar. Și din nou plecări, ne uităm, o să vedem din nou planșa plecări. Deci există dus-întors, regulate cursele. Am zis, domnule, dacă sunt curse regulate, haideți să vedem, că e foarte interesant, vedeți? Adică nu pot pleca, de pildă, vă zic de ce e interesant, nu pot pleca, de pildă, în Spania sau în Austria sau în Germania cu Taromu sau cu Blue Air-ul sau cu alte companii de pe Otopeni. Da, mă duc cu mașina la Târgu Mureș, mă sui în avionul de acolo, ajung în Budapesta, închiriez frumos mașină în Budapesta și plec liber. Mersi, n-am nicio treabă. Ca să intru în Austria, îmi cere doar dovada că n-am COVID. Test, fac un test. Ok, deci n-am nicio problemă. Problema e aici. Nu pot pleca nici dacă sunt cetățean român. Iată declarația pe care a dat-o colegilor noștri în această seară. Ca să lămurim cum e cu cursele astea, directorul aeroportului Transilvania, Andrei Peti. Aș vrea să vă întreb de câte ori pe săptămână zboară Wizz de la Târgu Mureș spre Budapesta și dacă mai aveți și alte zboruri comerciale regulate Wizz sau prin alte companii. Nu sunt, doar de două ori pe săptămână către Budapesta, de către Viseer. Singurele curse regulate. Doar curse neregulate avem pentru muncitori sezonieri. În Germania nu este cursă regulată, este cursă charter sezonier pentru muncitorii sezonieri. Și asta de câte ori ați avut-o? Păi de mai multe ori, acum, sigur, cu mai multe companii aeriene. Deci,